Cele patru decenii de comunism din România au adus extrem de multe lucruri negative pentru țara noastră, printre care și distorsionarea istoriei în scop naționalist sau propagandistic, să se potrivească cu politica promovată de Partidul Unic. Printre lucrurile schimbate sau exagerate de comunism se numără exagerarea elementului DAC în etnogeneza română, crearea unui fals simț de apartenență la neamul românesc, în evul mediu când nu exista ideea de naționalism, iar Valahia și Moldova nu se vedeau ca două țări surori, țările aflându-se în război de nenumărate ori, vezi episodul cu Ștefan. Și nu în ultimul rând, omiterea regilor României și a contribuțiilor lor pentru țară sau alterarea realității istorice cu privire la aceștia, portretizându-i ca niște străini care au venit să fure avuțiile țării. În acest episod aș vrea să ne focusăm pe evenimentele și realizările regilor României, începând cu anul 1866 și până la moartea celui de al doilea rege, în 1927. Vom începe cu anul 1866, odată cu venirea lui Carol în Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, pentru că România nu exista ca nume încă. Viitorul rege, Carol I, s-a născut cu extrem de multe nume. Carl Eitel Frederic Zefirinus, Ludwig von Hohenzollern Sigmaringen. Dar românii i-au spus Carol, spre norocul meu. El a fost ales de politicienii români să fie domnitor după abdicarea forțată a lui Alexandru Ioan Cuza și refuzul prințului Filip al Belgiei de a ocupa tronul Principatelor Unite. Ca să adresez propaganda comunistă și a celor din ziua de azi neștiutori de carte, se presupune că principele Carol a venit tocmai dintr-un castel care arăta așa, în Bucureștiul care arăta așa, cu gândul de a se îmbogăți? Fiind membrul uneia dintre cele mai importante dinastii europene, nu cred că avea nevoie de una dintre cele mai sărace și neapoiate țări din Europa de la acea vreme ca să se îmbogățească. Trecând mai departe, una dintre primele realizări la doar câteva luni de la urcarea pe tron a fost adoptarea primei Constituții din istoria României, cea din 1866. Recunoscută ca fiind una dintre cele mai liberale din toată Europa, această Constituție dă oficial numele țării noastre. România Anul următor, în 1867, Principele Carol dă naștere în mod oficial și monedei noastre, care încă există și în ziua de astăzi. Leul deci, principe străin aveam, monede naționale aveam, dar independență nu aveam. România a moștenit statutul de stat tributar de la Valahia și Moldova, de dinainte de unire, însă Carol prănuia încă de la venirea sa pe tron câștigarea independenței. În 1875, Imperiul Otoman este zdruncinat de mai multe revolte ale slavilor, a muntenegrenilor, sârbilor și a bulgarilor. Din această revoltă, cel mai mult puteau profita rușii. Ei fiind autodeclarații protectori a ortodoxilor din Balcani, deci cu acest pretext declară război Imperiului Otoman în 1877, numai înainte de a semna o convenție cu statul român, pe 4 aprilie, prin care armata rusă primea dreptul de a trece pe teritoriul României, care stătea între Rusia și Turcia. În schimb, rușii promiteau respectarea integrității teritoriale a României, adică că o să se abțină din a anexa teritorii românești. Hmm, oare? Din cauza că România a lăsat armata rusă să treacă pe teritoriul ei pentru a ajunge în Balcani, otomanii încep să bombardeze pozițiile românești de pe se Dunăre. Carol, care mobilizase în armata română, modernizată de el la standarde europene, a dat ordinul de a răspunde cu bombardamente românești asupra pozițiilor turcești de la sudul Dunării, în special Vidin. Carol dorea câștigarea independenței României prin luptă, însă țarul Alexandru al II-lea a refuzat participarea trupelor românești invocând că armata rusă nu are nevoie de niciun ajutor. În aceste condiții, la 9 mai 1877, ministrul de externe Mihail Cogălnicianu declara independența României. În stare de rezbel, cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. În iulie 1877, rușii realizează că nu pot câștiga singuri, suferind pierderi grele în asalturi care nu dau rezultate la impresionanta redută de la Plevna. În acel moment, Marele Duce Nicolae al Rusiei trimite celebra telegramă către Carol I. Turcii, înghesuind multe trupe la Plevna, ne înfrâng. Vă rog să faceți fuziune, demonstrațiune și, dacă se poate, să treceți Dunărea așa cum doriți. Astfel, armata română și o parte din armata rusă, intrată sub comanda lui Carol, participă la nenumărate bătălii, suferind pierderi grele în cucerirea Plevnei, Griviței, Rahovei, Smârdanului și Avidinului. În timpul acesta, celelalte armate rusești trebuiau să-și facă drum spre Adrianopol și Constantinopol, așadar turcii cer pace. Tratativele de pace vor avea loc la San Stefano, unde reprezentanții României nu sunt primiți, rușii dorind să reprezinte ei interesele României. Așa apare o situație tensionată în care rușii amenință cu ocuparea Bucureștiului, și dezarmarea armatei române. Principele Carol le-a răspuns rușilor astfel. Armata care s-a luptat la Plevna va putea fi strobită, dar nu va reuși nimeni niciodată să o dezarmeze. Prin urmare, trupele române pregătesc o linie de apărare în fața rușilor, războiul fiind aproape inevitabil. Însă marile puteri europene intervin și țin o nouă conferință de pace la Berlin de data aceasta, cu acest prilej independența României fiind recunoscută însă guvernul român trebuia în schimb să cedeze sudul Basarabiei către Rusia. În schimbul acestor teritorii, România primea Dobrogea de la Imperiul Otoman. După toate aceste reușite, Carol crește prestigiul României și mai mult în anul 1881, când ridică România de la rangul de principat la cel de regat, el devenind primul rege al României. Astea sunt doar câteva dintre realizările primului nostru rege, dar haideți să mai vorbim în minutele ce au rămas și despre următorul rege. Cel ce urmează la tronul României în 1914, după moartea bătrânului rege, este nepotul său de frate, Ferdinand I. Se știe despre el că a fost o persoană destul de timidă, în contrast cu personalitatea militară a fostului rege. Cu toate acestea, însă, sfătuit de Regina României, Maria, a pus pe primul loc interesele țării, nu pe ale lui intrând în primul război mondial de partea Antantei pentru a elibera sau a cuceri Transilvania, depinde pe cine întrebi. Făcând acest lucru, el a devenit dușmanul țării sale natale, Germania. Astfel, el a fost dat afară oficial din familia imperială germană de care aparținea și apoi excomunicat de către papă din credința catolică. Ca să vă imaginați cât a sacrificat, se știe că el era o persoană credincioasă. În anii de război, România fusese ocupată în mare parte, doar Moldova rămâne sub controlul autorităților române, din cauza nepregătirii armatei române pentru război și a planurilor foarte proaste pe care le-a întreprins în 1916, și de asemenea de pierderea ajutorului militar rusesc, cauzat de ieșirea Rusiei din război. Prin pacea de la Buftea, România primea niște condiții de pace foarte dure. Trebuia să cedăm mare parte din Dobrogea către Bulgaria și puterile centrale. Trecătorile din munți urmau de asemenea să intre în componența Austro-Ungariei, iar prețioasele resurse de petrol urmau să devină proprietatea Germaniei pentru următorii 90 de ani. Cu toate acestea, regele Ferdinand a refuzat să ratifice acest tratat, România ne recunoscând oficial această pace. Între timp, părbușirea Imperiilor Rus și Austro-Ungar au permis Bucovinei și Basarabiei să se unească cu România, iar cu o zi înainte de încheierea războiului, regele Ferdinand declară din nou război puterilor centrale, Astfel, România va termina conflictul în tabăra învingătorilor. Iar bineînțeles că la 1 decembrie 1918 Transilvania decide unirea cu România, dând naștere României Mari. Însă România, pentru a deveni mare, a trebuit întâi să câștige această unire, cum a făcut și cu independența, militar și diplomatic. În 1919 are loc războiul român-maghiar, iar în 1920 eforturile diplomatice ale reginei Maria la Paris au făcut diferența. Puterile aliate cu greu recunoscând granițele României Mari. În 1921, regele Ferdinand își ține promisiunea față de ostașii care au luptat în anii 1916-1919 și le oferă tuturor pământuri, terminând astfel ce a început Alexandru Ioan Cuza, adică în proprietărirea țăranilor cu pământ. Doi ani mai târziu, România adoptă o nouă Constituție pentru vremurile mai moderne în care se regăsea România Mare reafirmând drepturile și libertățile cetățenești. Acestea sunt doar câteva dintre realizărilor primilor doi regei României. Ei, împreună cu elitele politice și culturale, modelând România modernă, pe care comuniștii aproape că au distrus-o, împreună cu succesorilor, care se află în prezent în Parlamentul și Guvernul României.